voi face o nouă dilemă. De ce stăm pe wc Nu, glumeam. De ce se luptau cruciații? Astăzi, din dilema lui Dragoș, partea a doua, dilema de astăzi este de ce se luptau cruciații. Dacă nu știați ce sunt cruciații, ordinul Templier, templier um, sunt niște... luptători, niște țărani din Europa care se antrenau, i antrenau, le puneau săbile în mână, bătuiei sabia asta și te duci la luptă și i-au pus cu corăbile să au dus în Israel, în Țara Sfântă, unde e mormântul lui Isus, pentru că atunci Ierusalimul era atacat de cruciați și cruciați, nu de cruciați, de musulmani. Era stăpânii, pardon. Și cruciații s-au dus ca să-l recucerească de la musulmani, pentru că ei, vreau ca, ca bormântul Isus și orașul sfânt să fie al lor, pentru că ei erau europeni cu Isus, cu Isus dar nu musulmanii îl au pe Allah și nu cu Allah. Allah. Și atunci nu au acceptat și cruciați pentru că se luptau pentru cruce. Ordinul templier care s-a indus în eroare, adică după ce s-au nu indus în eroare. După ce s-au terminat cruciadele, ordinul templier s-a rupt. Deci oamenii care au fost din ordinul templier nu mai erau gata, s-au dus, nu mai erau. Erau țara normali, dar cruciații au rămas până au murit. Cruciați cu numele de cruciat. Ei se luptau pentru țara sfântă, pentru că papa, un călugărul, papa nu știu cum, nu a acceptat intrare musulmană, picior musulman, nu a acceptat piciorul musulman în țara sfântă, pentru că musulmanii se roagă la Allah, care e zeul lor, și cruceații se roagă la Dumnezeu. Și de-aia Iisus, cum e cu Dumnezeu și așa, nu a, nu a acceptat picior musulman în orașul sfânt, în, lângă mormântul lui Iisus, în țara sfântă. Așa se numea pe atunci. Ierusalim, Isr nu, Ierusalim ța și țara sfântă. No, și nu a acceptat picior musulman în țara sfântă. Și așa au început cruciadele, după ce au cucerit... Uh, castel castelul, regele, a făcut o boală în, ca, în care i s-a dus uh, pielea de pe față și așa. Și el, după ce a murit, a lăsat, a lăsat... <coughs> să fie rege un cruciat. După a treia cruciadă, pentru că în a treia cruciadă un cruciat a făcut pace și a lăsat pe musulmani să intre în Ierusalim ca să nu mai piardă oameni și să moară și ei. După cruciada a treia a venit Richard Inimă de Leu, care era un regele Angliei. Richard Inimă de Leu, denumit așa pentru că avea o inimă curajoasă, avea inimă de leu, nu ca învrăjitorul de că era ăla laș. Și lui lui uh, era unul zi. Stați. Dacă ști, știți voi numele, să mi scrieți în comentarii, șeful uh, musulmanilor care a luptat din prima Cruciadă până în a patra, cincea. El, nu știu cum, mai, cum se numea, Saladin. Gata, mi-am amintit. Saladin, nu mai scrieți în comentarii. Saladin uh, se numea Leul deșertului. Leul deșertului. Așa se numea el, Richard din Imădeleu, care era cruciat versus uh, uh, Saladin, leul deșertului, care era musulman. Și așa când a venit Richard din Imădeleu, vreo două cruciade s luptat el, după aceea el a plecat de acolo, a murit, și au continuat cruciadele, cred că au fost opt, da, au fost opt cruciade. Și au continuat cruciadele... Uh, au continuat și după, până la sfârșit când, până la urmă, n-au mai avut ce face uh, cruceații și au venit musulmani, gata, au câștigat și după aceea s-au terminat ordinul templier, cruceații au rămas, dar, nu, no, mă rog. Și aici am făcut aici niște cruceați și asta zice, atacați băi, că o să pierdem cruciada. nu, no. și de... De aceea se luptau cruciații, de aceea s-au făcut marile cruciade, au fost 8. Fiecare cine vreau 4-5 ani, 3-4-5 ani maxim, așa, 6, 7, Doamne ferește. Una parcă a fost de 10, dar nu cred, nu mai țin minte. Nu, no, nu contează. Da, asta am rezolvat și încă o dilemă și cheers!